Revoluția m-a prins, eram chiar în vacanță la Poiana Brașov, la Hotel Ciucaș, m-a prins Revoluția. A fost niște momente destul de derutante. În momentul în care a fugit cu elicopterul președintele țării, am fost treziți dimineața la 3, nu exagerez cu nimic, am familia și cei care au fost atunci în respectiva locație, ne-au trezit să mergem să luptăm în Brașov, să coborâm noi bărbații. După aia ne-am dat seama că este o diversiune. Între timp urcase Marius Stan, era președinte la Galați. Și spune Marius, ce să coborâți Silviule jos în Brașov, că acolo se trage, eu acum urc. Și atunci ne-am dat seama că a fost o diversiune. Dacă l-am căutat pe respectivul, nu l-am mai văzut. Și au fost niște emoții. Mi-aduc aminte că în aceeași oră, era 11, că trecuse între timp niște ore, mi-a luat familia, copiii și am coborât pe drumul de la Râșnov. Să iau înapoi spre Craiova, pentru că și eu am intrat în panică. Nu știam nimic, vă dați seama. Toți mă întrebam, unde plecați? Zic, nu mai stau. De badan, de asta mai bine mă duc în Craiova și nu, dacă se auzeau zvonul că cei din Râșnov fac juncțiunea cu cei din Brașov. A fost o dezinformare. După aceea ne-am dat seama. Credeți-mă că am coborât în Râșnov într-o tăcere de catedrală. Se auzeau, fiind și ger, doar copacii, mai orice mișcare, mă uitam stânga, dreapta, iar după vreo 10 minute mă trezesc cu un șir de mașini după mine. După zic, ce s-a întâmplat de vin toți? Ei probabil, domnule, fiind Silviu Lung, el știe ceva. A jucat la Steaua, eu nu știam absolut nimic. Și vreo 15 mașini m-au urmat. Am coborât în Râșnov, domnule, nu puteți merge că, uitați, e foarte dificil să ajungeți la Pitești, sunt niște bariere și atunci altcineva m-a cunoscut și a zis, mergeți domnul Lung, spuneți parola asta și o să ajungeți până în Craiova. Și așa am ajuns în Craiova, nici nu am ajuns bine în Craiova și acolo au început să se audă niște rafale. Cumva v-a ajutat ideea de celebritate, de Steaua? Da, m-a ajutat că am putut să trec de acel filtru și oamenilor le-a plăcut fotbalul. Dar vă spun, a fost momente de rută destul de mari.